Caz revoltător la Vâlcea, un bărbat a fugit din carantină pentru a merge împreună cu prietenii, l-a furat lemne. Afacerea nu s-a încheiat tocmai profitabil pentru aceștia. Lemnul confiscat, amenzi de 3.000 de lei, dar și un dosar penal deschis pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Cum e greu fără bani, chiar și în pandemie, un tânăr de 22 de ani din Făurești a fugit din carantină pentru a face o combinație cu prietenii. S-au urcat în căruțe și au dat o fugă la pădure la furat de lemne. Coții au fost prinși însă în flagrant de polițiștii din Bălcești pe un drum din localitate cu atelajele burdușite cu lemne. În urma verificărilor, polițiștii au constatat nu doar că aceștia au furat lemne din pădure, ci și că unul dintre ei ar fi trebuit să fie acasă în carantină. Prin urmare, cele trei căruțe cu lemn furat din pădure, au fost confiscate și predate ocolului Silvic Bălcești, iar cei trei prieteni au fost amendați cu o mie de lei fiecare. În plus, tânărul care fugise din carantină pentru a fura lemne s-a ales și cu dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.